De mai bine de o lună, Viorica Dabișa din Călăraș își caută disperată sora. M-a sunat frate-miu și mi-a zis, uite-te, Marian a dispărut. Dar au zis că n-am vrut să spun ție, pentru că știu că ești mai severă un pic cu ea. Numele femeii dispărute este Mariana Angheluță și are 31 de ani. De câteva luni ea locuia cu un italian care s-a mutat cu traiul în Fălești. În momentul când ți-i dispar din casă bani, da, 25.000 de euro, tu te duci a doua zi la poliție direct și anunți. Dar el a stat pe loc. Și tu crezi acum că el știe ceva despre Mariana? Da, pentru că un om când e sincer nu s-ascunde, el prea mult s-ascunde. Eu știam precis că el are probleme la Italia și el îmbla ca fugarul. Despre ce probleme știi? Nu știu, dar doar știam că are probleme. El de asta a fugit la România. El aici a cumpărat două căs, da, și mașina, și a scris pe numele ei. Eu din acesta motiv, eu nu cred că e puteți să dispară așa. Și ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Eu cred că l-a omorât, pentru că a trimis un mesaj că e strigat la un registrat și spune lui frate-mi, trimite-l pe slavie. Și întâi s-au auzit, mi-ai furat tot, după care Mariana a strigat și era ieșitorul la duc slavie încolo și este, iar din nou mama lui sau sora lui spune, închide poarta. Italianului nu este convenabil să mai comită o crimă, ascuzându-se de alte crime din care le-a comis, presupun, din Italia. Daniel întotdeauna spune că eu o fura banii și s-o dus. Eu i-am spus, tu dacă o lua banii, trebuie să pleci la poliție, scrii cerere. Nu să pleci peste o luni de zile, când am plecat eu. Am registrat pe Mariana și bunuri care trebuie să o păstreze pe Mariana în viață ca atare. Da, eu tot ar zici să putea să ascunde. Cu așa sumă de bani ar putea ascunde. Noi nu putem să ghișim aici cu frat, dacă și cum a spus el cu fratul. O trebuie să docajească, dar nu se facă el și nici ce făcut cu dânsa. În ultimele 3 săptămâni, voi ați vorbit cu băiatul? Da, eu ea vorbesc. Nu l-a sunat, nu i-a dat niciun semn măcar lui. Chiar și cu el grăiesc, nu, nimic. De asta și spun că o mor, dar tăi tot. Este adevărat că te-ai adresat și la o clar văzătoare? Am fost, chiar văzut când o dăm de dânsa, am fost și... Mi-a spus că dacă e, este, dar între, adică așa, adică între cer și pământ, între viață, e cineva, are așa, oricum bătut-o, oricum de ce-o făcut, sufer, nu, și-a zis că pe dânsul trebuie să-l luăm de strâns, că el știe tot. Zic, Slavic, tu vezi că nu se leagă niște chestii, vreau adevărul. Deci voi credeți că și da, Slavic este da, implicat pentru că Slavic cumva? Putea să zică, Viorica, du-te și de la poliție și cată-ți nevoile tale pentru că nu și-a făcut el. Dar el că îi strig viața lui Mariana. În această seară discutăm despre dispariția Marianei Angheluță de 31 de ani. De mai mult de o lună, nimeni dintre apropiații ei nu mai știe nimic despre femeie. În ultima vreme, tânăra locuia împreună cu iubitul ei, un italian pe nume Daniel Nigro, care s-a stabilit cu traiul în satul Scumpie, din Fălești. Italianul și-a adus în Moldova pe mama și pe sora lui, care locuiesc într-un sat apropiat. În scurt timp, veți afla de ce toată familia italianului a venit să locuiască la noi, dar și ce legătură ar avea asta cu dispariția Marianei. Iar acum vom discuta cu fratele femeii dispărute, Marcel. După acel mesaj straniu trimis de Mariana înainte de dispariție, el a reușit să vorbească cu ea la telefon. Despre ce au discutat, aflăm imediat. Marcel se află în Franța și acum este în legătură directă cu noi. Marcel, știm că Mariana ți-a trimis acel mesaj vocal pe care l-am auzit anterior, foarte dubios de altfel. Iar după aproximativ o oră, tu ai reușit să discuți cu ea la telefon. Da. Despre ce ați discutat? Nu, ei ne-au spus că s-a dat la bătaie, cum îi zice, Daniel, mama lui, sora lui. Și i-am spus că n-aș fi eu acasă, că auzăm râu. Că eram în tren. Și când, pe urmă, la sfiați nu am ieșit, am sunat-o, nu știu, eu în fiecare zi, practic o sun, pe site-urile care le-ai. Au sărit la bătaie la ea, Daniel și mama și sora? Da. A reușit să-ți spună de ce? Nu. Că noi n-am grăit mult acolo, eu nu știu cât am grăit noi. Nu o minută, poate o leacă mai bine, sau nici o minută, nu știu.
În ce stare era ea după vocea ei? Cum ți s-a părut? Da, așa straniu vocea. Marcel, spune-mi, te rog, din câte am înțeles, voi erați foarte apropiați cu Mariana. Poate cei mai apropiați, da? Ea te suna cel mai des. Da. Până atunci, Mariana, ți s-a plâns vreodată că Daniel o agresează, o bate, îi face ceva rău? Nu, de asta nu. Numai odată mi-a spus că probleme acolo cu niște bani, cu 1.500 de euro i-a dat lui Slavic și el face probleme de asta. Cine? Ea i-ar fi dat lui Slavic 1.500 de euro și Daniel îi face din cauza asta probleme? Da. Și apoi mai fost odată că acum că ei trăiesc împreună pentru bogății, cum au scris tot pe dânsa. Ca să înțeleg, ambele case și a lui Daniel, cumpărată la Scumpia și cealaltă unde trăia mama și sora lui, la Călugăr, erau scrise pe numele Marianei? Da. Amândouă, casele, mașină, tot pe dânsa era scris. Eu vreau să te întreb, ce crezi tu că s-ar fi întâmplat cu Mariana? Nu știu, eu după tăti, cum când am grăit eu cu dânsul, pur și simplu mi-a fost interesant, că ca el la 9 zile, dacă eu nu-l sunam pe dânsul, că tăt că Slavic mi-a dat numărul și eu l-am sunat. Și încă una, era împreună atunci. Dar nu importă asta, pur și simplu e ca 9 zile, el la nimeni. Ori pe mine să mă sune, las pe mine, cum o zis, că n-avea Facebook-ul meu, nici WhatsApp, n-avea nică. Da, sora, e ca Verica, el știe unde trăiești, ai din sat, Vania, Diana, știe unde trăiești, el știe în primul și primul rând, cum el zice cel 25 de mii, te duc întâi și întâi la noștri să întrebi, nu la Slavic. Și piști 9 zile, tocmă. Eu îl sun și încă și atunci cu... Că e la tine, la Franța. Dar zi-mi, te rog, tu zici că prin Veceslav ai aflat numărul lui Daniel. Dar Veceslav, da, Slavic, el ce-ți spunea când ai început tu să o cauți pe sora ta, pe Mariana? El ce-ți spunea, Slavic? Eu lui Slavic i-am spus, ui, Slavic e ceva ori închis undeva sau ușis-o. Că așa sumă de bani, 25.000 de euro, că zic și el nu știe de dânsă. El nu știe că mama lui are 25.000 de euro. Dar nu că Mariana s-a știut. Și Slavic ce spune? 20... Slavic spune, el spune, băi, poate dai de dânsă, că el zice că e la tine la Franța. Urmă, Slavic, dacă m-am înțeles eu, la VAM-ul controlat, dacă a trecut și a zis că nu a trecut. Și atât. Mai mult decât atât, nu ați aflat de la Slavic nimic? Nu, numai atât de la Slavic. Am aflat mai mult, nică. Marcel, noi îți mulțumim. Diana Livădaru, o altă soră de-a Marianei, spune că ea a asistat la o scenă care i-a vorbit multe despre relația celor doi iubiți. Despre ce situație ar fi vorba, aflăm de la ea. Diana, te așteptăm. Diana, bună seara. Te rog să iei loc pe canapeaua liberă. Bine ai venit. Bine am găsit. Diana, le-ai spus colegilor mei că în urmă cu câteva luni ai asistat tu chiar la o scenă dintre Mariana și Daniel. Da. Te rog frumos să ne povestești despre ce fel de scenă erau. Ea a venit la noi, eu trebuie să mă duc fata la Chișinău. La voi în ospeție. Mariana și cu Daniel. Da, da. Și eu i-am zis că vreau să mă aduc fata la Chișinău și eu zis că nu te du la rutier, că eu vin și asta eu cu Dani și asta mergi ca acraz la noi în ospiție. E bine, noi ne-am dus de cu sară, ne-am dus la dâns și am intrat la dâns și am stat, ne-au servit, am băut cofi, am mâncat acolo și după asta noi am intrat în casă la dâns. Și Dani, simt că avea lui producțiile, avea să deoparte. Dar și ea la Mariana era deoparte. În ce sens a lui deoparte și a ei deoparte? Ei mâncau... Nu că mâncau, dar el avea să niște băutură care singur o beie, soc, apă dulci, aia este anul avea, care mama să-i trimitese de la Italia și el deși le beie. Mama era aici, nu? Nu era mama lui aici. Că nu era venită. Era plecat, era și la Italia. Și ce trimitea mama din Italia? Da. El nu dă de voi la consuma doar el? Și da, doar el, voie? Doar el, da, da.
Și băietul a rămas acasă. Când a venit el și când a numărat băncuțele de soc, că nu erau tăti la locul lor, a întrebat pe băiețelul, unde sunt două șipuri? Și el spune, faci când dat în Mahalau la un vecin, la un băiețel tot de Samaluia. Și l-a prins la Mariana face gălăjii, deși îmblă și nu șeri voi. Și băiețelul îi spune, faci că dacă nu erați niciunul acasă și n-am avut dreptul și să-i jăli de o garafă de suc. Și el la Mariana a început a face gălăjii, că era și soțul meu, era pur și simplu, el era într-o cameră, că a văzut gălăjii și el s-a dus în cameră acolo, stai să aștepte. Și eu am văzut cu ochii mei, am văzut singuric cum el se certa cu băiețel. Că deși eu a pus mâna și nu a șerut. Așa. Și cu ce s-a terminat tot acest conflict? S-a terminat tot cu ceartă. Cu ceartă. După asta s-a dus Dani, soțul surorii, și a chemat vecinul că se vadă într-adevăr i-o dat, ori o vândut. Eu nu înțeleg. Asta era normal în familia lor? El să mănânce dintr-o parte și ei, ce, Mariana cu băiatul mâncau din altă parte? Sau ce ți-a spus după asta, sora ta? Sucurile care le aducese el de la Italia, el nu dădea la nimeni. Era numai vorba el, de sucuri numai sau și de alte produse? Da, numai sucurile, cele care erau. Dar ce s-a întâmplat de ziua de naștere a fetei tale? Pur și simplu ne-am dus, am stat de vorbă, dar sora cu Dani a luat băieții și s-a dus și s-a primblat o lecuță, că eu am stat cu soacra și cu fetița mea miticuță. Am stat acasă și ne-a spus fata că a fost la iaz și s-a certat de atât că Dani îi spunese că deși a luat mulți copchii cu dânșii la iaz. Dar vrea să-ți fac șașlic, nu știu ce vrea să fac. Așa, și ce a fost mai departe? Și după și s-a certat. E Mariana a prins să iei documentele și portofelul. Actele de la mașină, nu știu ce. Așa. Așa ne-a zis mie fata. Și s-a certat mult ușor. Mariana a fugit înainte, fugese și el de urmă străgească să-i dă documentele și portofelul. Și pe moment acasă și nu mai stat. E adevărat că o urmărea cu mașina? Cu mașina nu pot să vă spun. Când am înțeles-o singurică de la fata mea. Că cu mașina, cât pe jos fuge după dânsa. Incredibil. Eu, ca o persoană străină, impresia despre acest om care vede unul singur aceste sucuri, îmi dau, dar am seama ce fel de om el e în genere cu toți, în sufletul lui. Nu, că el foarte tare certa băietul. El foarte tare certa băietul. Și de la asta că el certa băietul, ei amândoi se certase. Nu, dar cât de... Uitați-vă, ce suflet tu să ai să nu dai la copilul ăsta, dar am descrie despre el ceva, spune despre el multe. Cine știe ce cu Mariana, dar vedeți singur cu mâna ei și-o făcut, asta este. Colegii mei l-au apelat pe Veceslav, bărbatul despre care Mariana vorbea în mesajul vocal trimis rudelor înainte de dispariție. Iată ce ne-a spus el. Să-l auzim. Când ultima oară a discutat cu Mariana? De mult. Înainte de a dispărea el. Eu am avut o problemă la vă spun, cu italienii, cu vama, că s-au adus toate lucrurile aici. Și la noi, birocrații îi mutau dintr-o parte în alta. Doamna Viorica zice că, iată, în acest mesaj vocal este vorba despre dumneavoastră. Da, acolo ei sfădeau. Acolo a fost, nu știu ce a fost, un conflict sau nu știu ce a fost. Acolo și eu strigat, chemat-o, eu sunat la frate, cheamă-l pe Saric. Dar eu sunt procuror, dar eu sunt înger, să mă duc să văd acolo. E acolo, trebuie poliția sclădești. Domnul Daniel, vă mai sunați dumneavoastră, cel puțin după ce ai părut să-ți no, nu, el s-a dus, adică o scrisie de acolo și nu, n-am comunicat de atunci. Dumneavoastră l-ați protejat pe Daniel, că el, iată, o ascunde pe Mariana și că a apelat la ajutorul dumneavoastră. Nu e niciun fel de adevărat, dar i-am spus, poliția ce-și facă lucru. Italienii, când pe italianul mic, toată familia, mama, soră, au venit în coace. Vă dați seama, au ajuns în Moldova, cu câte probleme s-au întâlnit, că îmi pare că nici nu mai vor de acum. S-au făcut o dezamăgire totală de Moldova. Eu nu sunt precis cum a fost cauza, că casa, au cumpărat două căsi, le-au pus după Mariana, mașina după Mariana, au mai furat 25 milioane de euro în casă, așa am înțeles de italian. Vă dați seama, a fugit de Moldova, dar ei au venit de la Moldova. Când o dat să pui la evidență, Mariana a spus că se erau pus după Mariana. Iar nu-i clar ce funcție are
Vicislava este. Dar uitați-vă că are el o versiune, da? Că mă lapără cumva pe Daniel, da. Se face avocatul lui, că Daniel nu ar fi avut niciun motiv să-i facă vreun rău Marianei, pentru că pe Mariana sunt scrise toate bunurile. Da, dar noi, până la urmă, nu știm care, din care motiv a fost scris pe Marian toate bunurile. Poate să nu figureze el dat identitate undeva oficial, poate el îi dat prin căutare, poate. Deci noi multe detalii aici nu cunoaștem. Nu mă interesează de ce acest Vicislav atât de, cum să spun, râvnește să ia apărarea lui Daniel și nu știu cum îl justifică în tot absolut. El deja știe și 25.000 și-a confirmat versiunea. Poliția încă nu a confirmat versiunea sustragerii, dar iată Vicislav deja nu a confirmat-o. Adică sunt niște momente care îi trezesc semn de întrebare față de rolul lui Daniel. Și când a spus că e birocrație cu traversarea vremii, dar dumnealui e cumva de la ASP. În face înregistrarea documentelor. Trebuie de verificat până la urmă. Tot el a ajutat cu streacă toate esteană. Și el zice că nu știe nimic. El chiar a zis despre asta. Da. N-am înțeles, dar eu bine. Eu înțeleg că la noi mutăți, vinde, dăți, cumpără. Eu tot asta înțeleg. Te-ai văzut cum a făcut el documentele astea lui Daniel și cât îți delegali el? Da, vreau să te întreb, chiar a existat în realitate această sumă? Avea posibilitatea să aibă așa bani? De 25.000, că nu sunt. Știți de ce nu cred? Eu n-am văzut om să-ți ia acasă așa bani, mai ales un italian. Mai ales venit, adică... Eu i-am zis, vreau să văd documentele, că trecut la vamă cu suma aceea. Nu-i mai arată nică. Daniel a dispărut. Daniel la mesajul nu-i mai ia, nu-i mai răspunde. Eu lui Slavic chiar a fost ziua lui Mariana, pe 9 decembrie, și eu i-am zis, Slavic, i-am spus un mesaj, te rog frumos, întâi sufletul meu, zic, nu vreau nică. Roagă-l pe Daniel să spună adevărul, azi este zoi, vreau să aflu adevărul, măcar de zoi. Și la 3 zile când am plecat la poliție să depun cerere, polițistul menționează că eu i-am zis, și nu a venit până acum, și a venit cu avocatul. Doar nu-i dat nimeni judecat că el și-a avocat. Și el a menționat că el a așteptat ca să vină ziua lui Mariana, ca să ducă să facă cruguri prin Chișinău, să vadă dacă nu-i prin restaurant, că are bani de unde. Și eu i-am zis la polițist, el măcar nici nu știe când e ziua lui Mariana. Dar tot la Slavic s-a auzit. Pentru că eu pe Slavic l-am rugat, Slavic, azi e ziua lui Mariana, te rog, fă ceva. Grăiești cu el să spună adevărul ce-a făcut. Orică e jie, orică e moartă. Verica, tu ai încercat să vorbești cu mama și cu sora lui Daniel. Cum a fost această discuție? De câteva ori ai încercat, cam a fost tot așa... De câte ori ai încercat? De două ori. De două ori. Prima oară cum a fost? Prima oară când am dat să... Pentru era poarta legată, dar deja eu nu mai putem de... Nu era legată, era pus un zăvor. Un zăvor, că nu poate intra nimeni. Eu l-am luat forțat. Dar de fapt tu te-ai dus cu ce, cu ce scop? Cu ce m-am dus cu scopul ele? Pentru că Daniel și-a schimbat numărul telefon, el cu mine vrea să mai ai legătură, dar eu nu i-am zis nică. Eu i-am spus, vreau să aflu unde e Mariana, ce ai făcut. Tu dacă ești curat, deși schimbi numărul de telefon, deși. Și de asta m-am dus, să mă întâlnesc cu el față în față, pentru că eu i-am spus treacă... Deci, vine de fapt, îl căutai pe el? Da. Eu i-am spus treacă la mine, bem câte o cafea, să stăm, să discutăm, așa, normal. El nu a mai avut timp. La Chișinău era în fiecare zi, dar la mine nu a mai avut timp să treacă. Colegii mei au însoțit-o pe Viorica atunci când ea a mers să discute cu rudele lui Daniel. A venit momentul să aflăm ce spun acestea despre dispariția Marianei. Acum o vom auzi pe Roberta, sora lui Daniel. Atenție la ecran. Nu avrei fatto anche peggio. Io ti capisco, vedi quel giorno non ti ho mandato né. Vreau să știu în ce zi a furat ea banii. S-a întâmplat atunci când noi munceam în curte. Nu știu sigur când a luat ea banii, dimineața sau seara, dar a doua zi am observat că banii lipsesc. Voi cum ați înțeles că banii au fost furați? Dimineața, când mama s-a trezit, s-a uitat în sertar și a văzut că totul e răvășit, iar pachetul cu bani lipsește. Ea a mai furat anterior? Nu, nu am mai observat nimic. Eu nu știu. Nu am stat să verific. Noi trăim deschis. Noi nu ascundem nimic. Noi lăsăm telefoanele pe masă, portofelul îl lăsăm pe masă, nu ascund nimic. Eu am vrut să te întreb de ce, până în acea zi, nu ai luat nicio măsură. Eu nu am făcut nimic pentru că am discutat cu Daniel.
Ascultă, pe mine nu mă interesează că ai vorbit cu Daniel sau cu altcineva. Dacă eram în locul tău, anunțăm poliția imediat. Eu până atunci mă împăcam bine cu Mariana. Nu înțeleg din ce cauză s-a întâmplat aceasta. Până în acea zi eu râdeam cu ea, glumeam cu Mariana. Ne amuzam, ea mă învăța română, iar eu italiana. Totul era bine. Tu mi-ai zis că de ce nu am anunțat poliția, dar tu de ce n-ai făcut-o? Daniel a plecat a doua zi la poliție. Eu te asigur că el a plecat peste două zile să anunțe despre furt. Aș vrea să se găsească Mariana ca să lucreze și să vadă cum se fac 25.000 de euro. E nu discută normal, e spune doar de cât parcă le citește din caiet. Așa ți s-a părut? Deși tu a ascuns pe fratele tău. Dar banii în sertar, așa sună mare, cam în sertar, așa alți ascund, 25.000 de euro. Pe desub, mai pe deasupra. Dar chiar în sertar, asta e prima, așa ce mi-a atras atenția. Deci normal că își va apăra fratele, asta e clar. Roberta, sora lui Daniel, a recunoscut că în mesajul vocal trimis de Mariana, fratelui său, se aud strigătele ei. Iată ce a povestit ea despre acel moment. Vede că tu ai dat ochi, sempre stavi scherzando cu la... Tu zici că întotdeauna râdeai și glumeai cu Mariana. Atunci ce înseamnă acel mesaj audio? Te certai cu ea? Eu nu mă certam, eu eram la masă. Mariana ba intra, ba ieșea. Mariana cerea ajutor. Cum striga Mariana, se agita câinele. Eu încercam să-i spun Marianei să stea liniștită, calmă. Îi spuneam Marianei să tacă, dar ea nu înțelegea. Eu mi-am luat câinele și m-am dat la o parte. De ce zici că nu ai țipat? Pentru că tu ai strigat ca să închidă poarta. Eu i-am zis să închidă ușa, pentru că venea frig în casă. În audio, i-ai zis Marianei că a furat tot. Da, pentru că discutam despre casă și altele. Tu în audio ziceai că i-a furat totul, dar tu zici că a doua zi ai văzut că a furat banii. O întrebam când vor fi actele gata ca să plece la primărie. Ea întotdeauna zicea că încă actele nu au venit. Tot spunea că mâine, apoi iar mâine că vor veni documentele. Spunea doar că vor veni actele, dar mințea. Mariana mințea. Tot o rugam să facă actele și ea zicea că încă nu au venit. Și eu îi spuneam din nou să verifice pe e-mail, dar ea spunea că încă nu a primit nimic. De ce ați venit în țară? Nu sunt problemele tale, ce te interesează? Sunt chestiile mele de ce am venit. Nu sunt ale tale. Nu am nimic de ascuns, că de altfel mai bine mă ascund într-o cameră și stau acolo. Sunt o persoană liberă. Pot să stau 2 ani aici, 3 acolo, așa cum am făcut-o mereu. Viorica, dar de ce ai întrebat-o cu ce ocazie a venit în Moldova? Pentru că toți deși a fugă acolo și a venit cu am. Eu înțeleg că a venit el, că iubie pe Mariana, nu? Sau nu știu și, dar el așa a venit. Asta am vrut. Și cum ți s-a părut răspunsul ei? Răspunsul ei mi s-a părut după cum e și ea. E faci și vrei viața ei. Ok. Eu mă rog, ca și noi toți, mă uitându-mă la sora lui Daniel, e parcă așa pare o femeie sinceră, deși ea se uită drept în ochi, ea spune femeie, parcă pare deschisă, eu n-aș vedea că, știți cum, persoana când ascunde ceva, e ori se pierde, mai ales că specificul italienilor sunt așa un fir, dumneavoastră cred că cunoaște, sunt așa, nu ca moldovenii, sunt tari, duri la, sunt un pic mai sensibile, așa, e ușor s-ar da pe față, s-ar da în comportament, dar e parcă pare așa o femeie deschisă, să spun din start că, uitați-vă, ea ascunde comiterea unei crime, parcă n-aș face așa concluzii, sincer. Pare a fi o doamnă, într-adevăr, sinceră, dar întrebarea de ce ea a venit, de la începutul emisiunii, tot mă întreb eu, de ce ei toți au venit împreună aici? Pe mine foarte mult mă frământă de ce fratele se ascunde. Asta. În rest, ele și fac și drept cu mine, asta nu mă interesează, e problema lor. Echipa noastră s-a adresat la Inspectoratul de Poliție din Fălești. Am vrut să aflăm ce măsuri au întreprins oamenii legii pentru a o găsi pe Mariana Angheluță. Totodată am solicitat informații despre furtul care îi se incriminează tinerii de 31 de ani. Până în ziua imprimării emisiunii nu ne-a fost oferit niciun răspuns oficial. Aici continuăm și iarăși vreau că o să te întreb pe tine. Să-mi spui dacă ți s-a spus ceva la poliție. Măcar ceva. Iată, tu ai depus o cerere pe data de 10 decembrie.
Da, atunci s-a scurs niște timp. Atunci când am plecat... Ai mai sunat tu, ai mai fost eu acolo? Am mai sunat și atunci când am plecat a doua oară la Făliș, la mama lui Daniel, Ana a intrat la dâns și eu am mișt afară un pic să plec până la piață, chiar acolo, piață micuță. După care văd că mă sună polițistul. Bună ziua, Viorica, bună ziua! Este deci, discuția pe care a filmat-o echipa noastră? Da, ne cunoștem de viață. Așa, hai să o auzim, da? Pentru că avem această discuție înregistrată. Atenție! Domnul polițist, bună ziua! Bună ziua! Vreau să știu și eu să mai auziți ceva de Marian. Dar n-ați fost în casă la dânsii să controlați, luați ceva amprente, eu știu, nu știu, ceva? N-am ridicat, că nu a fost posibil de ridicat careva amprente. Dar deși doar asta a fost, trebuie să fie pe primul plan. Proba, nu a fost posibil, eu nu se explic. Din țară, e nu ieșită. Expertiza telefonului. A cui? A lui Mariana. Când vorbească dosar penal, în cadrul dosarului penal, se autorizează. Eu cred că ceva nu e regulă. Înțelegeți? Pentru că el când m-a sunat pe mine prima dată când ne-a zis de sora mea... Ofițerul de poliție? Da, nici nu i-a plăcut cum grăiești cu mine. Ca tu polițist, cu mine nu mă cunoști, tu trebuie să grăiești cu mine normal. Părea prea familiar sau în ce simt? Părea prea... Sincer, nici nu credeam că e polițist. Nu credeam că e polițist. Eu și nici în această discuție nu crezi că e un polițist? Nici aici nu credeam. A, nu. Aici deja m-am văzut cu el, da. Deja plecasem să depun cererea. Dar în prima dată... Și când ai depus cererea, era el? El, deja eu am scut, îmi cer scuze, pentru că tot ce mi s-a întâmplat în aceste 3 săptămâni, eu nu mai aveam încredere că eu crezi cu un polițist. Mie mi se părea că deja m-a sunat altcineva. Și acum ce crezi? Acum, da, cred, dar pur și simplu mă gândesc că poate să nu și cumpărat, nu știu de ce. Asta mă gândesc, pentru că tu ca polițist nu dai nică de știri. Problema este că nu se întreprind acțiunile care trebuie să la timp. În cazurile de dispariția persoanelor, importante sunt cele mai importante, primele zile, ore, numiți-le cum vreți, minute, clipi și tot așa. Aici nu știu de ce se lasă așa pe, la voia sorții, pe cursul apei, când în mod normal trebuiau să întreprind acțiuni operative de investigație, să stabilească, să ridice informații, chiar solicite permisiunea pentru a face o cercetare la fața locului, în domiciliul Daniel. Că dacă el refuza, poate era cauză de pornit o urmărire penală pe fapt, nu pe persoană, ca să nu acuzi pe nimeni, care pe urmă poate fi încetată. Când nu s-a confirmat, nu lipsește faptul infracțiunii, dar sunt acțiuni care pot fi înfăptuite doar în cadrul unei urmăriri penale. Aici nu se face nimic. Se lansează niște versi precum că ar fi informat Daniel să ducă la poliție că sunt noutăți. Dar întrebare, cine e Daniel? Eu fost și la Italia, și la Turcia. Telefonul închis, toate site-urile închise. Dă, Doamne, să fie problema asta cu banii. Și peste 3 ani apare Mariana. De mai bine de o lună, Viorica Dabișa din Călăraș își caută disperată sora. M-a sunat frate-miu și mi-a zis, uite-te, Mariana a dispărut, dar a zis că n-am vrut să spun ție, pentru că știu că ești mai severă un pic cu ea. Numele femeii dispărute este Mariana Angheluță și are 31 de ani. De câteva luni ea locuia cu un italian care s-a mutat cu traiul în Fălești. În momentul când ție îți dispar din casă bani, da, 25.000 de euro, tu te duci a doua zi la poliție direct și anunți. Dar el a stat pe loc. Și tu crezi acum că el știe ceva despre Mariana? Da, pentru că un om când e sincer nu se ascunde. El prea mult se ascunde. Eu știam precis că el are probleme la Italia și el îmbla ca fugarul. Despre ce probleme știi? Nu despre știu. Ce probleme erau? Nu știu, dar doar știam că are probleme. El de asta a fugit la România. El aici a cumpărat 2 căsi. Da? Și mașina. Și o să spun numele ei. Eu din acesta motiv, eu nu cred că e puteți să dispară așa. Și ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Eu cred că l-a omorât, pentru că a trimis un mesaj că e strigat la
un registrat și spune eu, frate, mi-a trimite-l pe Slavie. Și întâi s-au auzit. Mi-ai furat tot, mi-ai furat tot, după care Mariana striga și era ieșitor la duc Slavic încolo și este iar din nou mama lui sau sora lui spune închide poarta. Italianului nu este convenabil să mai comită o crimă ascuzându-se de alte crime din care le-a comis prespun din Italia. Daniel întotdeauna spune că eu o fura banii și s-o dus. Eu i-am spus, tu dacă o lua banii, trebuie să pleci la poliție, scrii cerere. Nu să pleci peste o luni de zile, când am plecat eu. Am registrat pe Mariana și bunuri care trebuie să o păstreze pe Mariana în viață ca atare. Da, eu tot ar zice să putea să ascund. Cu așa sumă de bani ar putea ascunde. Noi nu putem să ghișim aici cu frat, dacă și cum a spus el cu frat, o trebuie să docăjească, dar nu să facă el și nici ce făcu cu dânsa. În ultimele 3 săptămâni, voi ați vorbit cu băiatul? Da, eu ea vorbesc. Nu l-a sunat, nu i-a dat niciun semn măcar lui. Chiar și cu el grăiesc, nu. De asta și spun că nu. Om mort, atât tot. Este adevărat că te-ai adresat și la o clar văzătoare? Am fost, chiar văzut când o dăm de dânsa, am fost și... Am spus că dacă el este, dar între, adică așa, adică între cer și pământ, între viață, e cineva, are așa, ori că o bătut-o, ori că de ce-o făcut, sufer, nu, și-o zis că pe dânsul trebuie să o luăm de strâns, că el știe tot. Zic, Slavic, tu vezi că nu se leagă niște chestii, vreau adevărul. Deci voi credeți că și Slavic este implicat cumva? Da, pentru că Slavic putea să zică, Verica, du-te și dă la poliție și cată-s nevoile pentru că nu și-a făcut el. Dar el că îi strig viața lui Mariana. Mariana a prins să iei documentele și portofelul. Așa ne-a zis mie fata. Și s-a certat mult ușor. Mariana a fugit înainte, fugesă și el de urmă strigați să-i dă documentele și portofelul. Pe mine foarte mult mă frământă, deși fratele se ascunde. Eu i-am spus, vreau să aflu unde e Mariana, ce ai făcut. Tu, dacă ești curat, deși schimb numărul de telefon. Nu mă gândesc, poate să nu și cumpărat, nu știu deși. Asta mă gândesc, pentru că tu, ca polițist, nu dai nică de știri. În această seară discutăm despre Mariana Angheluță, de 31 de ani, care a dispărut misterios de aproape o lună. Frații Marianei bănuiesc că iubitul ei, Daniel Nigro, un italian stabilit la Fălești, putea să o omoare. Cu puțin timp, înainte de a-i se pierde urma, femeia s-a plâns fratelui ei că Daniel a bătut-o. De altă parte, sora bărbatului, stabilită și ea în Moldova, afirmă că Mariana i-a furat 25.000 de euro din casă. Noi l-am invitat pe iubitul femeii dispărute în platoul nostru. Acesta însă ne-a refuzat și a spus că va discuta cu echipa noastră doar prin intermediul avocatei sale, Alina Palin. Iată ce ne-a comunicat aceasta, atenție. Родственники госпожи Марианы Ангелуцы обратились в полицию после того, как господином Даниэлом и госпожой Мариэл была подана жалоба в полицию по факту кражи от них 25 тысяч евро, а также мошенничество по переоформлению двух жилых домов в Фалежском районе, приобретенные за средства господина Даниэла на имя Ангелуц Мариана. Она находилась у них дома, и после ее исчезновения было выявлено, что именно в тот день исчезли денежные средства. Они приехали сюда, в Молдову, с целью проживания здесь дальнейшего. По отъезду из Италии они там на месте продали свой дом, в котором проживали. В Молдову с целью дальнейшего проживания приехал сначала господин Даниэл. Он познакомился по интернету с Марианой Ангелуцей. Здесь он планировал в дальнейшем развивать свой бизнес по производству корма для животных. Мама его находится на пенсии, так как она уже в пожилом возрасте. Ему тоже, он хотел, чтобы мама находилась постоянно здесь. И он переговорил с мамой и объяснил, что у него недавно умер отец, мама там была одна. И чтобы мама не находилась на территории Италии одна, он присмотрел здесь дом, который впоследствии приобрел для матери. Госпожа Ангелуца Мариана, она вела его в
заблуждение тем, что для дальнейшего беспрепятственного получения и оформления домов на его имя в кадастре и в других в мультифункциональном центре, для этого необходимо, чтобы он выписал доверенность на ее имя, так как она молодоязычная. Ближе к вечеру, когда уже пришло время ужина, Марьяна пожаловалась на то, что начала жаловаться на усиленные боли и ни с того ни с сего разразила конфликт. После чего на следующий день она сказала, что ей необходимо пройти обследование у местного доктора. И ушла. И больше не вернулась. Когда он ее начал искать, выяснилось, то есть, что уже и пропажа денег тоже. Это наводит на мысль, что, возможно, это хорошо спланированный план в рамках мошеннических каких-то действий. Органы полиции очень оперативно сработали по данной жалобе и предпринимают действительно все меры для того, чтобы установить все реальные факты по данному делу. У нее были проблемы с законом. Она ездила к нему туда, в Румынию, изначально, но так как у нее были какие-то проблемы с законодательством, она не ехала напрямую из Молдовы в Румынию, а какими-то окольными путями через Украину, Польшу. Есть предположение, что она сейчас выехала также по поддельным документам. Марьяна, а вот вредят проблеме Куледжа? Ну, а вот проблеме Куледжа, де так я фост шила Италия, шила Турция, ши е вине, ши ку акти вине, ши ку бань вине. Poate fi așa că voi să nu știți despre niște probleme pe care i-ar fi avut. Poate fi fost, dar nu cu asta, cu legea. E adevărat că, uite, ca să plece în România, trebuia să facă un ocol prin Ucraina, prin Polonia, prin nu știu unde. Dar de ce au plecat? Pentru că a plecat în momentul când nu-ți dă de voie să ducă, că era cu coronavirus. Da, că era drept, coronavirus. Drept, Viorica, și doamna avocată, eu înțeleg ea, că îi ține apărarea pentru că e avocată. Dar eu știu cum a plecat. Eu atunci cu Mariana eram foarte bine stăteam, nu? Și eu plecat din cauza asta. Spuneți-mi, vă rog, cumva aluzia este că Mariana ar fi putut să ia 25.000 de euro? Eu nu cred. Nu, ce? Pentru că Mariana, când o trimis audio șala, da, lui fratele meu, după aia a sunat și eu a spus cum ca bătaie, e gata. Telefonul închis, toate site-urile închis. Direct atunci. Și eu pe Daniel l-am întrebat. Daniel, cum? Când a dispărut Mariana? El ne-a spus, ne-a mars dimineață, a plecat la o vecină să spună injecții. Așa. Și după care, eu am văzut trece o oră 20, nu se mai întoarce și am sunat-o. Eu direct, pe ce ai sunat-o? Pentru că noi nu găsăm nimeni, nu? Adică nu eu, că așa. Eu nu grăiem, dar fratele meu. Nu putea să o găsească. Apoi că pe telefon. Care telefon, Daniel? Pentru că tătă noaptea ea vie să aibă telefonul deschis, frate, nu putea să o găsească. Iar aici era o minciună. Nu se leagă, nu are legătură. Deci ce a spus doamna avocat cu traversarea frontierii, e mai mare aberație și absurd, n-am auzit. Dar ce importanță are pe unii intre în România? Nu tot traversează frontiera României, că prin Ucraina, că prin Moldova sau prin alt țară, doar oricum pătruns pe teritoriul României, traversează frontiera lor. Și dacă ai probleme în România, nu mai intri în România în genere. Dar nu te duci prin Ucraina, prin Bulgaria sau prin altă parte. Asta e aberație ce vorbește dumneavoastră. Nu exclud că poate și-o sustras banii ăștia, da? Nu exclud. Dar de datoria organului de urmărire penală sau organelor de drept, în general vorbind, este să excludă cele mai grave versiuni. Cum ar fi faptul că persoana deja nu mai este în viață sau că este undeva sechestrată și tot așa. Uitați-vă că, din ceea ce am aflat noi, având în vedere solicitarea rudelor, care au dat-o în căutare pe Mariana. Pe de altă parte, Mariana este căutată și cu cele cu dispariția celor 25.000 de euro. Deci toată lumea ar trebui să o caute. Sau pe o cauză, sau pe alta. Căutarea persoanei dispărute ține de o categorie de investigat și investigarea infracțiunii de sustragere a banilor ține de o altă categorie de investigație. Într-un final au același scop. Găsirea, identificarea persoanei, da? Aici ar trebui să, având în vedere că este o cauză penală,
pornită, nu știu, așa cel puțin spune avocatul lui Daniel, că este o cauză penală pornită, organul de urmărire penală are drept să facă mai multe acțiuni care nu poate să le facă în cadrul unui proces penal, de exemplu, da? Sau a unui control simplu în baza plângerii depuse. Cum ar fi identificarea, stabilirea locației telefonului, când a dispărut telefonul din rețea, la ce oră a dispărut, în ce regiuni s-a afla, pe ce numere au fost efectuate ultimele apeluri, dacă vorbim de apeluri simple prin intermediul companiei telefonii mobilă și nu prin internet, care e greu de stabilit, da? Deci, verificarea traversării frontierii de stat. Da, eu înțeleg zona asta, tampon Transnistria, care ea permit traversarea frontierii. Dar dacă este anunțarea în căutare, se implică și autoritățile la nivel internațional, interstatal, de cooperare între ele. Și a obținut informații că din Transnistria nu e tare departe unde se duce. Ucraina. De a obține informații de la ucraineni dacă a traversat așa o persoană frontiera, nu este cel mai greu. Eu totuși insist ca rudele să fie mai insistente. Vedeți că nu faci poliția de pe loc nimic. Este Procuratura Generală, este Serviciul Protecție Internă și Anticorupția Maiului. Depuneți plângeri pe acțiuni colaboratorilor de poliție. Pentru că, eu vă zic, dă Doamne să fie problema asta cu banii. Ori găsi-o, Mariana a purtat răspunderi dacă a avut așa scop material. Dar să nu fie un rezultat mai grav. Și prima ce trebuie de exclus, este nevoie de exclus faptul că persoana nu mai este în viață. Banii, ea răspunde, că sunt niște hârtii. Mai prețios este viața omului decât niște hârtii pentru care uneori se ia viața unui om și nu numai a unui om. Eu tot am vrut să spun asta, că ai făcut greșit, că l-ai crezut în el, că el a dat plângerea asta la poliție, că el cu oamenii lui caută, cercetează, tu trebuia să iei inițiativa. Și nu-i târziu, chiar puteți să mai mergeți acolo acasă, poate găsiți ceva probe, ceva dovezi, adică ca să fie o cercetare mai minuțioasă, dar de tine. Tot închis, ei tot blochează. Acum, noi am fost, doamna Maria, îmi cer scuze, noi la dânsă când am fost, într-adevăr, aveau videocamere. Eu tot am zis, dacă trebuie, putem să ne ducem cu poliția, la să arăte, când a dispărut și cum. Aveau videocamere ea. Se vede că el e pregătit foarte bine și nu e descrierea ideală a doamnei avocat care l-a idealizat așa niște cuvinte, doamne, doamne, că el a venit să facă aici afacere, că... dar de unde voi știți că are lucruri murdare în spate? Din vorbele Marianei? Da. Așa, înseamnă și că... Și el mi-a spus, și el mi-a spus mie. Înseamnă că nu e curat la mijloc și ar trebui tu, iată, ca soră, să iei toate mâinile tale și bateți la ușă, nu știu, iată, și domnul avocat v-a dat... Unde concret să mergeți? Organele de drept au suficiente pârghii ca totuși să întreprindă ce depinde ei ca să aflăm adevărul. În cazul nostru, noi mai mult am aflat de la avocat în final despre faptul că nu zădar vă tergiversa ca să nu depuneți primii plângeri cu privire la dispariție, dar să fie plângerea mai întâi cu privire la furt, fiindcă cu asta a început doamnul avocat, că spui că mai întâi a fost plângerea. Dar pe dumneavoastră, în paralel, nu vă dușiți, mai stați un pic. Deci asta tot contează. Cine depune, primul depune plângere. Mai departe, deci cu privire la traversarea prin zona necontrolată Transnistria, noi avem un șir de dosare unde foarte simplu se poate afla, se face interpelare la Ucraina și le dă un răspuns dacă a traversat Mariana sau nu a traversat. Asta ceea ce noi nu știm nici din spusurile avocate, nici de... Asta este foarte important. Este Mariana aici undeva prin... Moldova, bucățica asta de pământ, care poți să o găsească polițiști dacă vor, sau este într-adevăr plecat? Asta ar practic, 80% ne-ar fi o claritate pentru toți. Este aici sau plecat? Undeva poliția, ca pe niște probe formale sau niște probe indirecte, să-l acuză pe Daniel că a comis o faptă de omor intenționat sau că a omorât-o chiar și de imprudență pe Mariana, așa cum noi încercăm să gândim. Ca să înțelegeți, au fost cazuri și precedente unde persoana a fost condamnată pe asemenea probe superficiale, da? Și peste 3 ani apare Mariana. Da? Deci este foarte delicat treaba ca totuși să aducem probe pertinente și directe lui Daniel. Și în primul rând, dumneavoastră trebuie să acționați prin plângeri, prin, după necesitate, să angajați un avocat, așa cum s-a angajat Daniel. Că adevărul trebuie să iasă la suprafață.
Eu aș vrea să cred că ea este vie, într-adevăr. Vouă v-aș recomanda, într-adevăr, să fiți mai insistent, să depuneți cât mai multe plângeri în afară ca să discutați cu acel Vecislav, care este atotputernicul. Pentru fetele care privesc această emisiune, aș vrea, știți, o mică recomandare. Nu alergați după bani ușori, dar mergeți pe calea în care să vă stimați și să vă iubiți, dar nu să faceți, să credeți că prin bani vă puteți cumpăra nu știu ce, dar libertatea pe care o jertfiți este într-adevăr mult mai tristă. Mulțumesc! Înainte de a încheia această ediție, avem un apel către spectatorii. Acum, pe ecran, vedeți fotografia Marianei Angeluțe de 31 de ani. Femeia a dispărut pe 15 noiembrie 2021. Din satul Scumpia, raionul Fălești. Dacă ați văzut-o sau cunoașteți locul aflării acestei persoane, vă rugăm să apelați la 112 sau să contactați redacția noastră. Orice informație poate fi importantă. Aici încheiem. Liniște situația.